Alo! Alo! Da, așa răspundeau bunicii tăi la telefon. Alo! Știi cum făceau tenis, cum era ca... Bă, tot în zona asta, așa... Alo! Hai, te ești că spirați! Alo! Așa răspunde da, un pirat la telefon. Alo! Cum mă deranjezi? Asta era, cum era... Da, ați observat că astea au fost progresiv, gen... Bunicii fac așa și părinții nu mai fac așa, ei nu mai răspund până nu-ți aud vocea. Dar voi vă dați seama că există, există limbi în care există alo și limbi în care nu există alo? Adică asta, formula asta de răspunde la telefon cu alo, în alte limbi e un cuvânt, gen e hello, știi? Mm-hmm. Adică în engleză nu există alo, știi? Nu există o onomatopee pe care o să o faci ca cumva să confirm că te afli la capătul liniei. Bă, pierderea lor, părerea. Uite, la japoneze mușiușii. A, da, corect. Mușiușii, da, da. Da. Da, care nu știu dacă înseamnă și altceva. Alo, totuși, mi se pare că e cel mai... Așa mai strigi caracatița, știi? Asta e, cum răspunzi la telefon. A, și cum... Mușiușii, da, și vine. Da, da. Exact, și se întinde așa un tentacol și... Mă văd? La general mă văd când fac așa? Am schimbat setup-ul, dar oricum zici, știu, că sunt, dar zici că ne-am mutat în alt platou, da, oricum da, a reușit, așa. Într-un final... Bă, suntem răciți. Oricum lumea trebuie să înțeleagă că ăsta e un work in progress și am încercat și cu portretul pe televizor, cu el întors, cu da, lumii, oricum mi se pare că e o îmbunătățire clară față de cea. A, da, față clar. De ce aveam înainte. Păi am bifat cele două lucruri pe care le-a zis. Uite, deci ce bine se vede acum. Da, că mai vor, că vor portret ca așa. Să vadă bine videoclipurile și am adus și poze înapoi, că toată lumea că vrea poze ca în episoadele vechi. Le-am adus, ia uitați. Așa că am îmbinat noul cu vechiul. Exact, da. Și acum, da. No, adică după episodul ăsta, în comentarii să zică lumea ce mai... Dar zice și voi, n-arată, uite. Bine, mie oricum mi se pare că Lonely zici că suntem într-un continuu șantier în pula mea, efectiv. Asta să punem televizorul ăla, nu stătea, în fine. Viața e un șantier, Denis, viața da, e un șantier. Și depinde dacă se lucrează cu lopata sau cu picamărul, boss. Asta e cel mai important. Când ai, cum era aia, când ai un ciocan, totul ți se pare un cui? Da, știi? Da, exact. Da, eu voiam să anunț pe această cale că în acest moment eu simt că îmi fierb ochii în cap. Asta e. Știu, suntem răciți de ceva timp. Da, eu i-am dat lui Baboia și acum Baboia și e full. Și eu o coc aici bine la ce la putem mine. Să vă spunem cu siguranță că ne-a rugat o doamnă în comentarii să nu ne mai suflăm muci în hârtie igienică. Asta dacă nu cumva sticlă flow, a zis și ea, dacă face parte din flow. Da, nu ar vrea neapărat să ne deranjeze, dar totuși, da, nasul... Da. În off-camera. Ok, hai să începem. Începem cu prima... Hai mă, Baboia, și hai, lumini! Tobet! Pam, pam! Nu e, domne, nu vă lăsăm, nu vă lăsăm așa. Și ca să începem un pic pe veche, așa, avem această poză cu această țigară în acest castron. Nu, ăsta e semn, ăsta e semn de... Nu e aici, nu-i sărăcie, e altceva. E ori boală psihică, ori consum de droguri, ori beție, ori lene, ori ceva, pentru că dacă era sărăcie, o moare în frigider, are Fanta, are... are Fanta de ananas. Are Fanta de ananas, are de aia de la Starbucks. Doză dintre aia, doză, da. Doză de la Starbucks. Recunosc. E 30 de lei o doză. O grămadă de bani. Da, așa e. Are o băutură care se numește Surge. Nu știu ce e. E, un căcat de la americani, îți dai seama, un pișat de la trebuie să aibă 73 de grame de zahăr sau chestii de astea. Iar dacă privirea nu mă înșală, aceea este o doză de Monster fără zahăr? Sigur, eu... Nu e... Ca aceasta! Are calorie. Eu credeam că e White Claw de la... Ia, hai să vedem dacă nimeni... nu știu. Că, pe ăsta n-apar caloriile. Eu credeam că e White Claw. Bine, fac și eu gala. Mamă, ți-ai dai seama. Să ne fi făcut pișat acum cu de energizant. Să fie full, să sară. Da. Pe aici, pe să... Deci nu e aici, e boală psihică. Da. Nu ce s-a întâmplat acum în frigider. Deci e boală psihică, frate, zic. Asta e beție sau, știi? Da, consum excesiv de droguri, asta e, zic. Sunt eu. Sigur că i s-a părut o idee foarte bună. Să ține țigara proaspătă, cumva.
Da, să se păstreze, că nu poți să stingi o țigară să o reaprinzi. Crezi că era prea uscată? A pus-o la dospit, mă. La dospit, da. Și că alea, copanelele de pui. Mai are pe capete niște chestii și a zis că stai că am pierdut, ia uite cum e cu... Te pierzi în televizorul ăsta. Mai are niște aici pe capete, zgârciurile alea. Da. Le mai are, da. Hai să-i dăm mai departe. Astăzi, chiar astăzi, chiar în ziua în care se filmează acest episod, este sărbătoarea cea mai detestată de către români săraci. Da. Bă, nu, dar sunt Caterinca la o parte, nu știu, adică în România, nu știu, ceva de genul unul din cinci români spune că nu-și permite să facă Crăciunul și ar prefera să se sară peste sărbători. Știi, bă, că e statistica, da, mă, aia deprimantă chiar, în fiecare chiar, an. Wow, da, știi că aia, da, cu câți oameni ar... Dar și asta că se perpetuează, știi, da, cum se numește... Sărăcia? Nu, chestionarul ăsta. Așa, da. Bă, lasă-ne, știi ce zic? Adică, dacă a șasele ani deja iese cu oamenii vor să dea schimb la Crăciun, că sunt prea săraci, da, nu-i mai întreba... Știi, nu te mai duci și la anul următor la același om. Și mai sunt și interviurile. Care alea, între timp mai are încă doi copii, nu știu cum, în doi ani, dar a mai făcut doi. Exact, și ești pe șomaj între timp de la una la altă. Îmi trebuia zi, pas? Pas sau dai cu sec? Rei sigur nu faci. Cel mai bun caz, dai cu sec. Mergeam ieri cu Boltu și era pe radio, pe radio. Așa? Pe Radio Zoo. Și se făcea ceva sondaj de ăsta, să intre lumea să vorbească despre Halloween. Cu aia și-au zis unii, bă, oricum asta e sărbătoare împrumutată, că nu știu ce, noi rămâne la Crăciunul și Paștele nostru și astea, și-au zis ăștia, mă, dar ce pula mea, astea sunt inventate în Brăila sau? Da, stai așa un pic, adică... Da, da, brânză, varză, viezură, Paște, Crăciun, așa exact, era la Daci. Asta era la Daci, da. Apropo de interviurile astea, mai sunt și întrebările alea la finalul anului, când merg prin supermarketuri, bă, și găsesc cei mai calici oameni posibil, care au un colț de brânză și o roșie în coș, și face că... Și ei ce faceți, cumpărați porcanul ăsta? Și aia sunt, li se citește sărăcia noi și face că o să cumpărăm niște piept de pui. Asta da, frate. Da, și căcatul ăsta de sărbătoare Halloween-ul ăsta, da, e distractiv, clar. Pentru copii, e distractiv, bă, pentru copii e rebelion, ești nebun. Da, deci este normal, cea mai tare sărbătoare. Normal. Adică dacă ești copil, nu știu, între 7 și 12 ani, să zic. Da, da. Pre-buletin oricum. Pre-buletin, așa, da. E cea mai tare sărbătoare, adică te duci din ușă în ușă, îți dau oamenii dulciuri, te îmbraci în chestii Caterinca din serialele preferate, da, și te întâlnești cu toți prietenii tăi în seara aia. Ce pula mea să fie mai distractiv de atât, da, pentru un copil? Fan, n-ai cum. Fan. Tot ce implică dulciuri. Chiar n-ai cum, e cea mai tare sărbătoare. Problema e că costă într-adevăr o grămadă de bani. Da, dacă vrei să ai costum ca lumea, da, așa e. Plus că trebuie să participi. Trebuie să participi și tu în sensul în care trebuie să cumperi și dulciuri. Că nu poți să te duci la tine în bloc, de exemplu, a, da, și când da, vine da, el da, la da, tine da, să da, zici n-am. Da, așa e. Bine, crezi că nu, o să ajungă în România să facem și noi chestia asta? Cu mersul din ușă în ușă? Cu mersul din ușă în ușă? Da, se face deja. Se face? Da, depinde de zonă. Trebuie să-ți cunoști vecinii, trebuie să-i citești un pic. Hmm. Adică, ca să... Deci, știi care sunt ușile la care să nu bați. La care se și deschide. Da, dacă, da, dacă dai peste moșul bețiv și recalcitrant, s-ar putea să-ți ia bomboanele. Da, dar asta, într-adevăr, asta, băi, asta cu banii și cu tot asta, chiar e, mi se pare că e un point, adică da, toate sărbătorile astea, bă, și, deci, nu știu, mi se pare că totul e cu chin, bro, adică mai ales, deci, cel puțin Crăciunul, deci Crăciunul este, da, nu știu, e greu, e o apăsare pe suflet. Eu trebuie să mă pregătesc, da, acum din noiembrie, să dorm, să merg la sală, să pun bani deoparte, da, adică trebuie să... Nu e ușor. Da, da, așa e, așa e, e cu stres. Când, e cu stres. Când vezi acolo 1.11... Deja a început noiembrie, nasol, e greu. Așa că pot să înțeleg. Dar nu mi se pare bun contraexemplu ăsta. Pentru că copilul ăsta nu deplânge Halloween, nu deplânge că l-au îmbrăcat în straielele alea apretate.
Îți dai seama, deci nici să-l îmbraci așa, să-l pui să joace țurca 3 ore, nu. Bă, nu, da, nu e. Nu e combinație. Nu e bine, nu e bine, nu, nu. Să-l pui să danseze în bătătură. Da, deci, da, mă rog, noi mereu am avut chestia asta. Iar sărbătorile astea, da, înainte de Crăciun, România ce era, exact? Era moș gerilă, boss, care ți-aducea dârzenie. Pula mea, asta ți-aducea... Da, mă, da, ți-aducea tărie de caracter ca să înduri faptul că se oprește căldura, da, intermitent și lumina. Exact. Exact. Nu exista moș Crăciun, venea pe vremea lui Ceaușescu, ce moș Crăciun? Venea moș Crăciun? Nu, nu, asta vreau să întreb. Când a apărut ideea de moș Crăciun, literalmente moș Crăciun americanesc, mă refer. Cred că cu Coca-Cola 90, odată, 99. A venit cu tirul de Coca-Cola. Cu revoluția a venit probabil. Cu revoluția. Nu știu dacă aveam noi neapărat. Eu clar n-aveam, că nu eram pe atunci deloc. Dar nu știu dacă aveam... Cu regele Mihai, probabil. S-a întors cu regele Mihai atunci. Când s-a întors regele Mihai din exil, era și moș Crăciun lângă. Și iepurașul de Paști. Da, da, corect. Și era și Rudolf în spate acolo. La... Aia cu iepurașul, oricum mi se pare... Bă, aia nu înțeleg nicio neapărat. Da. Nu știu, nu mă... Iepurașul nu mă atinge. Da, bă, copiii cam vor Halloween, asta e ideea de bază, asta e de la ce plecam. Da, nu știu de ce. Adică nu băga copiii în combinația asta, știi că eu înțeleg că asta a fost făcută de un vașnic creștin de-al nostru. Bineînțeles, cu niște microcredite nasoale, dar nu băga copilul. Copilul vrea, dacă tu nu vrei să faci... Să se mascheze, să... Da. Dacă tu nu vrei să faci, aia e... Da, da, ce watermark-ul ăla de acolo din stânga? Bă, nu-mi dau seama, vreau să-l citesc. Pagina de... Eu nu-mi dau seama, am încercat să-l citesc, dar nu-mi dau seama. Pagina de de toate? Cu de toate? Două, că e un D și O, dar mă rog, oricum oamenii nu văd. Adică, noi vedem puțin, ei nu văd deloc. Mă rog, asta cu... Da, e scump oricum, că trebuie să iei un costum ca noi a copilului, știi? Nu poți să iei un căcat. Și dacă te bași tu la creație să-i faci tu costumul... Nu merge. Mai, poți să-l lași pe el să eșueze, dar da, nu știu dacă e o lecție bună. Am văzut niște tineri pe TikTok. Uite, am uitat să scot TikTok-ul ăla, care și-au făcut costum de Powerpuff Boys, ăia, știi, aia care și-au pus, da, erau musculoși cu capul, da, mare așa. Știu. Bă, mi s-a părut extraordinar. Dacă nu... Ați vrut poze, ia, hai citiți deci acum. Deci tu un zumba voi așa. Hai citiți acum poze. Ați vrut poze, ha? N-a poze, dă-le mă mai mic. Stai cu... Dă-le mă. Ia. N-a poze. Ce scrie aici? Dă Deni zoom din cameră. Ar trebui să facem un de-asta, dar să nu o mărim, știi, niciodată. Și să lasem în comentarii ce cred că scrie. Și cine nimerește, tot, nu-i trimitem nimic. O să zicem că-i trimite. O să zicem că-i trimite, dar nu-i mai trimite. O să-i dăm lui ăla, trebuie să-i dăm lui ăla controllerul ăla. Păi nu, că acum așteptăm zi de Crăciun, nu-ți dai seama, îl trimitem de moș Crăciun. Ba, adevărul e că a fost și o perioadă aglomerată aici la noi. Chiar a fost, da, chiar a fost, se întâmplă, da, lucruri. Am lucrat la set, am luat suport de televizor, i-am, da, pus prinde. Da, uite, da, aici are opritor. Așa, da, e făcut. Nu știu dacă bază. văd oamenii. De opritor. Că are piedică de ușă din traie. Eu nu credeam că o să fim în stare să facem asta. M-am avut și eu dubii, să știi. Eu parcă m-aș și opri aici tot. Că... Dimineața la 10 când am ajuns, am avut niște emoții. Da. Și nu pot să-ți explic timpul pe care a trebuit să-l petrec așa, ca să fac setările, știi? Ca, oricum și eu trebuie să mă obișnuiesc și eu cu mișcarea. Da, dar cred că ar fi bine dacă nu cumva să ne mai mutăm din când în când scaunele sau locurile, știi? Auzi, da, dacă... Bă, vă iau scaune de alea de bar de se învârt. Numă... Sau de birou. Numă că facem ca la NASCAR, schimbăm între noi. Da. Știi, că la NASCAR se conduce pe o parte și după aia pe partea înaltă ca să nu se strâmbe oamenii, așa putem și noi să schimbăm locurile, putem ca să ne asta, uităm, ca știi, să nu întoarcem. Da, ai văzut când te-ai verificat să văd dacă e aceeași parte? Bă, hai. Ai văzut, deci, da? Profi. Așa, deci noaptea dacă nu te simți bine, să știți că scheletul doar încearcă să fugă din organism. În cazul în care... Da, se face manevra... cum era fratele pui... Ăla, boneless. Fratele pui? Zi-mă cum era. Era unchiu. Pui, unchiu. Era unchiu. Fără oase. Fără de oase, nu știu. Fără de oase, fără de oase. Da. Dar în română nu știu cum, că n-am prins, cred că în română. Da, la mine am avut ghinionul de a prinde. Tu ai prins cu unchiu.
Un chiu fără oase? Mama are un pui, mama are o vacă, tata este mândru și ce dacă? Tăm, 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 tărărăm, tăm, tărărăm, tăm, vaca. Ai prins rău. În română, era nasol, ai prins rău. Boss, era nasol. Și acum, ca să nu mai supărăm domnițele care se uită, mă duc să-mi zurf nasul. Ah, bine, atunci, hai. O să întreb eu ceva în perioada asta. Ia. Cât îi suflă Tudor nasul. Trebuie să... În anotimpul ăsta, nebunule. Trebuie să faci îngălăgiți, nu se aude pe fundal că își suflă nasul. Bă, pățește cineva seara când se pune în pat să îl mănânce picioarele așa într-un fel de zvine să o iei la fugă? Bă, nu știu mă, frate, te speli pe picioare seara? Da, mă, n-are legătură cu asta. Adică nu. Dacă are cineva asta, să lase în comentarii remediu. Sau eu n-am pățit. N-am pățit. Am aflat între timp că mă spăl prea violent. Nu știu dacă știți acest lucru. Da, mă, că s-au adunat multe informații în timpul ăsta când mi-ați aflat. Eu n-așa credeam că o să tăiem gât în suflu nasul. Apare nu că a venit. Ce are se numește sindromul piciorului neliniștit. Sau restless leg syndrome. Înseamnă că ori alcoolic, ori are problemă neurologică. Deci mai bine pe cea a doua. Deci mai bine zic să te potolești cu piciorul ăla, bossule, că... Dar nu e piciorul, sunt picioarele. Da, știu, se numesc... Da, la alcoolism în general se întâmplă. Doamne ferește. Dar se mai întâmplă din mai multe motive. Stres, chestii de astea. Ești stresat? Păi mi-ați mâncat zilele, dar... Nu vezi cât e de... Așa, iar tu ce problemă aveai? Eu mă spălam prea violent. A apărut două probleme, cât am lipsit. Deci eu mă spălam prea violent, aparent. Și erai deci prea puternic sau prea slab? Ca să înțelegi... Gen frecai cu piatra sau... După ce ieșeam de la duș, mă mânca foarte tare pielea. Și am aflat că nu trebuie să te speli chiar așa de violent, că îți cumva speli uleiurile din piele și devine pielea sensibilă și te mănâncă. Da. De acum dau doar atât, da, exact. Te loveai cu săpunul, bă băie? Te spălai prin tamponări? Mi-am făcut un burete de baie, dar doar din părțile alea verzi de la bureții de vase. Ai strâns? Da. Și cum e legat? Cu ce? E cu sârmă, îți dai seama. Se vie ca lanțurile de la cauciucuri, știi? Asta e, că prinde mai bine, are tracțiune mai bine. Eu din când în când, mai bună. Nu neapărat doar la emisiunea asta, la orice format în care trebuie să vorbesc în microfon, mă lovesc cu microfonul în dinte. Cred că sunt, dacă cauți atent în fiecare auzi... Vrei să aducem niște gutiere de la pentru ca la box? Să vă stăm. Da, hai să mergem mai departe. Hai să mergem mai departe. Dei. Așa. Hai ca asta. Ia uite. Why do you have YouTube on Romanian? Because I speak Romanian. Why don't you have it in English though? Because I am Romanian. Why are you Romanian? Bă, deci asta îmi imaginez. Asta îmi imaginez că e o discuție între doi roboți. E Charlie Bot și... Și unul de ăsta, de-al nostru, Thomas. Da. A, Andrei Bot, crezi că e, da? Da. Mamă. E, da, deci de am, cred adică... că noi o să avem roboți pe ajutoare de afară, știi? Și o să vină pe să bune, vorbească cu noi. Pe bune, că cred că nu s-a schimbat absolut nimic în flow-ul discuției. Aseară am trecut pe lângă, mai ții minte, standul CFR, da, ăla pe care l-am prezentat așa, aici. Așa. Prin magia montajului. Am adus poza. Nu știu cum se leagă cu aia cu Why are you Romanian? Dar mi s-a părut mie, ceva în mine m-a făcut să aduc asta în discuție. Bă, am fost duminică la ora 9:30 seara. Așa. Bă, nu era lume în Carrefour, înțelegi? Nu era, eu, da, nu erau casieri, nu era nimeni. Aici era om. Deci aici se lucra. Bă. Deci la standul ăsta CFR se lucra. Și-au făcut... Erau, da, dacă cumva cineva simțea nevoia să ia bilete fizic de la Carrefour voluntar duminică la 9:30, ei te acopereau. Deci puteai să faci asta. Crezi că s-a uitat CFR la Lonely Fans și a văzut că i-am certat că nu era nimeni și acum au pus om?
Băi, frate, dar este ceva de ce... Da, e rău, asta e... E rău de tot, clar. În continuare. Și iarăși am trecut și iarăși am fost surprins cât de rău arată. Arată mai rău în realitate. Deci arată dar mai e, rău. E drept unghi sau e pur și simplu un L? Care e forma standului? E, se închide, adică e... Da, omul e închis în mijloc acolo, da. Și cred că, cred că trebuie să sară peste. Adică nu cred că are ușiță sau ceva. Cred că doar vin și-l aduc și-l pun acolo. Și după aia tura durează până când reușești să scapi, da. Până da, când da, ieși da, afară, da, exact. Că e înalt, e la vreo 1,70 m. Căcatul ăsta, a, știi? Deci trebuie să te ancorezi bine și da, să da, 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 da. Și te lasă până ori mori și te împuți, ori... Mă, și te scot ei, ori reușești cumva să fugi. Și după aia la o săptămână vin și pun pe altul. Sapi în gresie până... Da, se lucrează, se lucrează 7 cu tot restul vieții. Ăsta e programul de lucru. Hai să-i dăm... Mănânci acolo. Hai să-i dăm... Hai să-i dăm mai departe. Stai că ajungem și aici. Așa. Aici, nu că aici deci, ajungem. Deci de ce suntem români? Nu știm exact de ce suntem români. Nu știm de ce suntem români, așa, da. Ați vrut mâncare, na. Na, și mâncare, na. Exact. Le-am bifat pe toate. Ia uite. Cu ocazia Iulițe. Asta, cu ocazia asta vreau să-mi spun și eu dezamăgirea. Deci ăsta e un copil care a vrut să mănânce cremvuș cu lapte. Da. Dar și piulițe în același timp. I sense Bob the Builder fan right here. Sau roboți. Da, sau. Poate să fie și un robot mănâncă piulițe? Dacă ești copil așa crezi că un robot mănâncă, adică e plauzibil să crezi asta? Da. Bă, și normal că găurile se dau cu patru la cățelușilor. A, bineînțeles, asta e clar. În Rick și Morty, Gearman mănâncă piulițe, mănâncă ceva. Gearman sau Gearhead? Gearhead, cred. Gearhead. Mănâncă piulițe. Nu țin minte. E gluma că ia piulițele, adică coaiele și le bagă în gură. Asta e, da. Dar ce, la coaie se zice piulițe? Nu mă, la el. El are piulițe în loc de coaie? Da, și toată da? Lumea. Da, de-a lungul serialului toată lumea când s-a confruntat cu el, le-a luat de la... dintre picioare și l-a băgat în gură. Am înțeles. Nu mai ține minte asta. Nu mai știi acum, nu. În al doilea episod. Nu, nu, dar n-am văzut. E pe HBO? Da. Ce bine. Da. Și vocile sunt cum trebuie? Bă, sunt foarte cum trebuie, să știi. Sunt aproape n-am, de ce era? N-am sesizat nicio diferență. Da, mă, sunt mulți oameni în America, aia e treaba. Bă, sunt... Când este cineva nu-și mai face job-ul, mai sunt încă 10 bă, care știu să facă este... cel puțin da, la fel exact, de bine. Exact, sunt niște oameni pe TikTok care fac asta super bine. Așa. Deci... Aș încerca. N-am să te mint. O gură de poftă. Aș încerca. Nu. Să văd, mă interesează aftertaste-ul, știi? Bine, da. Pare că le mâncă cu aracet, vrei să te mint? Da, laptele ăla pare ireal de alb. Da. Și fizica lui... Și umflat. Fizica pare lui în cum... jurul obiectelor, dar nu prea... Nu știu cum, dar e pare umflat. Pare lapte. Pare că e, zici că e lipit și întărit, știi? Și când ridici lingura, ridici cu tocul cu castron. Hai să-i dăm mai departe. Așa. Ce s-a întâmplat aici? Ceva straniu. Ce s-a întâmplat aici, Denis? Deci eu am zis că a avut save point-ul greșit și când am dat load to less checkpoint... Crezi că e o bonă filipineză care s-a încurcat un pic în regulile zonei? Dar eu nu înțeleg. Eu zic că a călcat pe un airbag. Așa când... Avea deci, la poartă un airbag și... Ceva a aruncat-o în sus, fra. Mi se pare că în dreapta nici măcar nu are gard. Păi nu are gard în dreapta. Păi aici nu e gard. Aia e partea. Plus că sunt copii ăștia doi care adună niște chestii de pe jos. Mere. Și s-a urcat ea să scuture copacul. Poate a căzut de sus de undeva. S-a urcat ea să scuture copacul. Poate deasupra trece o șosea, nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar de ce al... Da, mă, frate, fii atent ce se întâmplă. Deci ea s-a urcat pe gard cu căruțul ca să poată să pună mere în căruț, boss. Și le culege la copii mere stând așa. Bă, ești nebun. Că ia uite, care are cuțeava în pizdă. Bă, asta s-a întâmplat. Are pauciu plin aici de mere, fii atent. De la, asta s-a întâmplat. De la căruț. Boss, nu-mi dau seama dacă sau e 0... cartofi, dar asta da, complica mă rog, și mai multe coate. Nu-mi dau seama dacă e 5 IQ sau 500 IQ. Asta e. Nu-mi dau seama. Mamă, și-au luat și copilul ăla mic. Vizită bug or a feature. Dar tu îți dai seama cum faci?
Ce a urcat prima dată? Căruțul sau femeia? Ce a fost primul? Nu știu, frate, dar... S-a urcat femeia și... Deci asta a făcut, mă, s-a urcat la mere. Da, mă, frate, s-a urcat la mere și uite că e plin aici. Mamă, dar nu e bine deloc, adică se pot întâmpla un număr de tragedii ori împreună toate, ori separate. Echilibru în care... Se poate întâmpla, se pot întâmpla da, nasoale. Da, 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 dar pare că totuși într-un echilibru... Pare că știe ce face. Pare da. Că a mai cules mere de acolo, așa. Asta e foarte sigur, de asta vreau să zic, că nici măcar n-a pus căruțul pe mijloc ca să fie două cu două, știi? E doar... Nu, e băgat roție, acolo e făcută pârghie pe roțile din spate. Da, da, așa e, așa e. Da, mă, wow. E... Dă-i mai departe. Și cum are piciorul ăla băgat prin gratile ăla, dacă futeau tânt, își rupea piciorul cu totul. Nu mă, e dezastru, e dezastru. Da, 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 e rău. Sper că a aterizat cu bine. Unde se termină competiția, începe viața de acasă. Această poză a îmbătrânit ca laptele. Da. Bă, da, ce poză oricum. Asta vreau să întreb și eu. Bro, cine a ales poza aia? Cine a zis, bă, hai să o folosim pe aia? Nu, mă, stai așa, că eu cred că ea se uită la crăpătura asta. Am înțeles, ia dă-mă de cadru mai larg, băieși. Ne-a furat televizorul ăsta mare. Da, mă, ea se uită la crăpătură aici în perete, dar nu știu care-i șmecheria, că nu arată nimic care să repare o crăpătură. Adică ce? Și aici e, ce e ăsta? E un aspirator? Are țeavă cu cornete? Asta face deci... Simona? De la țeavă cu cornete? Pe leagă, nu, mă, de la balansoară. E de la balansoară. Spicioare, de la... Că e canapea, nu, mă, frate, e poza foarte, casă, e poza boss. Foarte rea. Adică că e în casă, boss. E făcută în bătaie așa, de jos. E făcută în bătaie de jos. A dat cu balansoarul. A dat cu balansoarul. Are picioarele foarte puternice de la tenis. A, da, bineînțeles, da. Și n-ai da, când, da, când un, când un sportiv profesionist se balansează. Da, da, e groasă. Poate să rupă peretele, îți dai seama. Și spune-mi un pic, cum rezolvi această crăpătură cu un butoi de vin, volum 100 de litri, accesorii incluse, garnitură de cauciuc, capac filetat, canea pentru golire. Canea? Bă, e ok. Poate o fi un cuvânt, da. Aerisitor. Da. Deci cum facem? Păi poți să dai drumul la căldură mai tare în casă, că acum te trage un pic. Așa. Că acum dacă ai dat în... Dacă păi stai că e afară. A, sau crezi că a trecut pe partea cealaltă? Păi asta mă gândesc, dacă a afectat cumva integritatea și... termică, da. Scutul termic. Ăla primul alb ce e? Radiator aluminiu titan. Dacă a afectat scutul termic a casei, o să iei foc la reintrare în atmosferă. Păi stai, mă, faci implozie. Iei cu aspiratorul, curezi gaura. Așa. Și după aia dopul de la butoi îl bagi în gaură. Ce dracu, n-ai înțeles? Înțeles. Mie se pare că bei. Asta e. Bei, da, că rezolvi orice problemă. Bei și după aia nu te mai deranjează așa tare. Da, da, da. Tu nu rezolvă orice problemă. Asta e treaba. Obiectele promovate. Dar nu prea au sens. Și pare pentru perioada asta, ofertă valabilă, uite, 13-a 9-a 2018, 10-a 10-a 2018. Deci nu mai e valabilă. Din 2018 reclama asta cu Simona. Păi da, de când avea contract cu Dedemanu. Nu știi cu Dedemanu că da, și povestea la de la McKen, că l-a sunat pe la de la Dedemanu și imediat s-au înțeles. A zis că cea mai rapid deal pe care l-a făcut vreodată cu Dedemanu. Abra... Tu de ce dracu zici Dedemanu? Așa mi se pare că e Dedemanu, mi se pare mai... Dedemanu, da. Dedemanu. 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 Asta e Dedemanu, mi se pare că Dedemanu sună mai bine. Da. Bă, mi-am dat pauză două secunde. O să mă duc acasă să-mi iau pui la rotisor, că mi-a făcut poftă osul ăla de acolo. Dar de ce, bă, băi, nu poți să zici asta și oamenilor? Nu, că zic pauză de la noi, să te întâlnim așa. Ce os ți-a făcut? Ăla din spate cu țigara, mi-a făcut poftă. Acum tu ai rămas cu gândul la osul ăla din frigideră? Nu mă gândesc, o să-mi iau un pui la rotisor. Da, și a rămas cu gândul la butoiul ăsta pentru vin. Bă, e mare, 200 de litri, vezi că te ajunge pe două zile. Bă, dacă ai vin băgat în butoi de plastic, e cam gata. Eu l-am aspirat. E de plastic, boss. Butoiul ăla devine plastic. Mama mea. Deci dacă bei vin de la recipient de plastic, e cam gata. Adică e cam, adică nu o să mai, știi? Da, n-ai nicio șansă. Da, să, boss, că alții beau din fântâni. Adică? Bagă pastile de alea. A, da. Cum adică? Vin făcut cu pastile, da.
În fântână? Da, nu știi direct, ce, în nu știi că au, direct în fântână? Au avut un inuntă prin Moldova, am auzit și povestea asta. Și gen, și-au băgat pastile de alea în fântână, scoteau vin și au amânat nunta, nu știu, cu 2-3 zile și când s-au dus acolo, pula, s-a făcut apă tot vinul ăla, nu mai era nimic. Păi da. Băi, ești nebun? Tocmai se face asta? Da, mă, da, păi vinul ăla, borhotul ăla pe care îl vezi tu cu 5 lei. Da, mă, dar nu știam că se fac de astea, se terraformează. A, bine. Nu știam că se terraformează ca în jocuri. Ca să faci vin din surse de apă de nevin. Da, dar la transformă vin în orice. Deci eu dacă mi-au de aia de la fântâna de aia sau cum dracu se numește, o tulumbă de aia de apă și bani niște pastile de la acolo și las un pic, vin? Vin. Da? Vin. Băi. Gata. Vine, ca a doua zi te doare capul de te cași pe tine și mă rog, te îmbezi din două pahare. Da, contează că te-ai distrat cu o seară înainte, Denis. Abia aștept să mă retrag din activitate. Bă, da. Îți iei un bidon de asta, un butoi de 200 de litri. Da. Deci asta zic. Da, dar acum... Unde se termină competiția, începe viața de acasă. Da, nu am bătrânit. Și se închide contractul. Da. Ce zici, ia 2 ani sau rămâne la 4? Nu știu, boss, oricum, e o întreagă bătaie de joc acolo. Cu da, așa e. Cu fabrici pe care le-au căutat ăștia, nu există. Da. Nu știu, nici n-am mai urmărit. Pare că s-au băgat într-un, mă rog. Pare că s-au, da. Așa. Au mers pe mâna unor oameni. Giving back to the community. Cards. You can't owe what you don't plan on paying. Understandable. Here's 7 parking tickets. I'm gonna make your situation even worse. You're trespassing, gotta get the fuck off the property. Get the fuck out. Giving back to the community. Da. Giving back to un, the community. Un spoof bine meritat. Da. O caterincă bine meritată a tuturor ăstora care dau oamenilor chestii. Da. Știi, în ideea în care devii cumva imun la critică. Că asta e mecanismul. Uh-huh. Adică tu orice fel de conținut faci, dacă tu în conținutul ăla integrezi și partea asta de dat, da. Lumea da. Nu mai poate să zică nimic. Că asta mă gândeam și cu Mr. Beast, într-adevăr, ăla chiar a făcut, ăla a avut foarte mulți bani, a direcționat foarte multe fonduri și chiar e greu să-i mai zici ceva de genul. Stai liniște că oricum nu se găsesc mulți oameni să zică. De genul că clipurile sunt lipsite de orice fel de valoare și că pana mea... Chiar am încercat să-mi dau seama care e mesajul, frate, la clipul ăsta lui Mr. Beast. Adică există... Nu este, efectiv, ar uși să facă produsul perfect lipsit de orice fel de idee sau mesaj. Da. Adică ce pula mea înveți că sunt unii care stau cu mâna pe un avion, frate, 5 zile. Ce afli din chestia aia? Păi aici greșești tu. Că nu e vorba doar despre a învăța, mă. Omul se mai și uită. De ce pula mea te uitai la te pui cu blondele să mă fut în el? Bă, mai aflai chestia acolo. Bă, de ce te uitai la Exatlon cu aia? De ce te uitai la Survivor? De ce te uitai? Bă, se întâmplă măcar ceva. Păi de acolo și acolo se întâmplă ceva. Se aruncă un tren într-o groapă. E despre cum, mă rog, e CGI, cum te liniștești tu. Se aruncă un tren într-o groapă. Da, asta e. În fine. Nu te supăra, a fost visul tuturor ăla să vedem așa ceva. Da, a fost CGI, mă, ăla. Da, mă, știu că a fost CGI, dar ca idee a rupt. Da, a rupt, dar mi se pare o gen... Bună, fă-o pe bune dacă tot o faci. Da, probabil că costă prea mult. Ba, a condus cea mai scumpă mașină din lume, mă, frate. Cine? Mr. Beast. Ia, stai așa o secundă. Cum căcat să nu așa. Ia dracu de emisiune. Ultima, asta a fost ultima, promit, gata. Ne gândim, nu mai fac, gata. Nu mai vin beat acasă, gata. Nu mai. Așa. Hai gata, nu mergem. Mai fumez în pat. Dă înapoi. Ah, ia. Așa, da, mă, stai să vedem ăsta, stai să descifrăm aici. Deci ăsta s-a gândit. Ia, mai de o dată. What is up, Darren? You got any life advice for us? Yeah, credit card. Can't owe what you don't plan on paying. What you don't plan on paying. Deci ăsta spune să spargi cărți de credit și să nu dai bani înapoi, asta e sfatul de viață. Da, că nu poți datora ce n-ai în plan să dai înapoi. Exact, da. Așa. Correct. Și după aia?
Poftim 7 amenzi. Omul îi dă 7 amenzi de parcare și după aia îl dă afară. Deci asta e. Da, frumos. Asta ar fi mișto să fie de asta în care zi faci situația mai rău, mai rea, știi? Mă gândesc dacă nu s-a întâmplat. Eu am găsit niște clipuri care încercau să ajute și au făcut mai rău pe TikTok. Adică? O să mă interesez și o să le caut. La modul că, nu știu, am dat de mâncare la doi boschetari și au venit alți doi și au bătut pe aia care aveau mâncare ca să le ia mâncare și chestii de ce. Mă gândeam acum, știi că cumva pe de o parte faci bine și pe de cealaltă parte nu, da. Băi, ăsta cumva... Binele ăsta neorganizat, știi, da, aleatoriu, da, pe stradă, superficial, da. Asta mă gândeam și eu, adică ce impact real are. Ok, poți să-i faci viața ușor pe o anumită perioadă. Plus că... Da, mă gândesc acum că e... Scuze. Mă gândesc acum că, da, pe oameni îi ajuți pe o scurtă durată, dar mă gândesc la impactul pe care îl are clipul respectiv, că poate, nu știu, din 10 views... Alți doi oameni poate o să gândească să dea și mai departe o pereche de papuci cuiva, știi? Cred. Nu știu. Ție nu-ți prea vine, a? Nu prea... Ba da, frate, nu că eu am mai dat și tot. Nu, adică după chiar, clipuri de astea eu zic. Chiar îmi dau, nu, dar întrebarea, adică și în primul rând știi cu adevărat ce a făcut ăla de pe stradă? Adică? Știi ce zic? Adică cumva binele pe care îl primești n-ar trebui să fie măcar într-o mică măsură meritoriu? Adică pare că unii primesc absolut aleatoriu. Înțeleg. Știi tu ce a făcut ăla? Știi că n-a dat în cap? Știi că nu și-a bătut familia acasă? Știi, înțeleg. Ce a făcut ăla? Da, adică da. Ești cumva moral sau dacă ești super sărac și ești super la fund și ești pe stradă și ești homeless și tot, cumva asta devenind mai ales în societățile vestice, asociate cu un tip de ăsta de molaritate și suflet pur și pula mea, știi? Da, da, adică a priori tu ești un om bun, uh-huh, care a avut ghinion și acum cumva este... o îndatorare cumva să ajutăm aceste suflete fragile și tot. Și poate că așa e. Bă, datoria noastră nu e să-i judecăm, știi? Nu să-i judecăm, nu, nu. Dar eu am zis altceva, știu, devenit știu. O îndatorare să-i ajuți că cumva, nu știu ce. Într-un exact fel, într-un fel, el deja, orice ar fi făcut, dacă a făcut rău, e pedepsit. Că e acolo, în punctul ăla în care trebuie să ceară. Am înțeles, stai. Înțelegi? Deci, am înțeles. Și tu îi oferi pentru că tu ai și pentru că... Deci ăla cumva, pentru că a ajuns nașpa, logica ta e așa că ăla a ajuns nașpa, în cel mai rău caz, el a fost deja pedepsit pentru ce a făcut, ci în cel mai bun caz sau rău caz pentru el, mă rog, e nedreptățit că a ajuns acolo. Da. Da, pula mea, da, poate să fie, habar n-am. Și tu, am mai avut cu tine discuția asta când eram o dată, mergeam spre casă cu mașina și ți-am zis, bă, tu-ți faci, în ghilimele, pomana, pula mea, tu-ți faci gestul. Ce face mai departe sau ce s-a întâmplat, n-ai de unde să știi și nu te interesează. Bine, o să strâng și eu niște amenzi. O să strâng și eu niște. Le aduci la mine. Da. Etichete de alea la niște etichete. Bă, na, nu știu, oamenii să facă lucrurile astea în continuare, ne punem și noi niște întrebări aici. Da, da, așa. Eu dau, oricum, eu dau că, na. Adică, câți nu dau bani pe un tricou 20 de milioane, ce ți se dea un sandwich? Da, mă, nu, la mine eu iau că viața e scurtă, până la urmă poate să treacă o mașină să-l calce până la următoarele 4 ore și dacă și-a luat un Snickers și o sticlă de vodcă de la mine, cumva mi se pare fericit că existența asta de căcat oricum e un pic mai bună. Da. Ei, da, și dacă îl calcă mașina e pentru că tu i-ai dat bani să-și schimbe ruta vieții, să se ducă să-și ia alcool și... Mă rog, nu. Mamă, stai, da. Presupune că l-ar fi călcat oricum și sans Snickers. Cine avea take-ul ăsta? Ce take? Ăsta, că ce zicea Denis filozofie, că dacă te calcă mașina, e și vina ta că te-ai aflat acolo atunci și ce ți-a trebuit să traversezi în momentul ăla. O să mă interesez. Păi da, cumva și eu cred că ești responsabil întru totul de ce ți se întâmplă. Eu atunci am ușat când i-am zis că am ajuns la metrou și am văzut cum pleacă metrou și în momentul ăla mă gândeam la
toată dimineața mea ce am făcut greșit de n-am ajuns la timp și unde și puteam să salvez da, timp cu aia. Exact. E o boală. Da, da, așa pățesc când ajung în stație și îmi pleacă autobuzul din față și mă gândesc că, mamă, dacă nu mă pișam, ajungeam la autobuz și mă pișam pe mine, dar măcar mergeam acasă. Da, mă, dar nu e, adică, da, asta e o filozofie foarte neproductivă. A, clar! Că clar, nu mai poți clar să schimbi. Stai cu șpițul, cu aia e singur, mă, a, bineînțeles, bineînțeles. Da, cred că așa, cu un anumit grad de dificultate, că unii o au pe easy, unii o au pe hard mode, fiecare cumva este responsabil de propria persoană. Bine, cu anumite zi, cu anumite excepții ca la orice chestie, că dacă vine, nu știu, Hamasul și te ia și te bagă na, într-un eco-toilet 6 da, luni de zile, exact, n-ai ce să mai faci, adică da, nu mai ține foarte mult de tine. Așa e. Da, hai să mergem mai departe. Atrocități culinare. Bă, dar asta crezi că există? Crezi că s-a servit? Crezi? Da, nu, stai, eu am văzut video cum se prepara, nu, hei. Da? Da. Ce e ăsta? Dar și ce e? E de la, zi să-i zic, șobolan de la mai mare. Nu știu de ce m-a așteptat la altceva, știi, să mă surprindă, bă, cumva, știi, să zică că e opossum. Bă, sau... Da, prairie dog, știi ceva. Ce, știi cum îl fac, mă? Îl bagă efectiv, bă, îl iau de viu? Nu. Îl iau de viu, care păr de la pel, mă, știi, ești nebun, deep fried, unde, că se face pe mă gândeam că crustă. Gen, nu știu, îl bagă în apă fiartă, gen, efectiv, 10 caperaci secunde, 10 secunde, după care îi se ia blana jos de pe el cu aia. Și rămâne și pisică de aia sfinx. Și după aia mai dă o tură. Bine, stai că se umflă, după aia desface, îl face cap. El face ca pe pui, scoate de din el. Dar de niște pas cu pas. M-am uitat, ești nebun? Că și era un comentariu bun de la un român, au zis, bă, ăștia nu-i artă nimic să vă la și lasă-mă să ghicesc în ce țară se întâmplă asta. E, îți dai seama. Aia sau aia la altă, că-s două. Bă, chiar trebuie să mâncăm tot ce, mă rog, ei chiar trebuie să mănânce tot ce prind? Da. Adică, nu, oricum în India nu e, că în India, sigur, eu de-aia e sacru, e, știi? Da, șobolanul nu trebuie e să fie ceva. Ceva, știi? Trebuie să fie ceva, da, dar au o constelație, e, ceva. E primar, e ceva, da, e ceva. De aprecia că e cea mai apropiată culoare de ăsta, de Jerry. A, de Jerry, a, ok. Hai să vedem atrocitatea. Dă-ți culinare, supă de cremvuș cu fasole și cartofi. Atât. Atroci. Atât. Atât. Asta a fost. Lasă-l să meargă. Stai că nu știu cum să-i opresc, că... A, uite, ia avem aici. Grog, Aron, Grog, Alex. Da. Supă de cremvuști cu mazăre și cartofi. Da. Știm cine este. Crezi că supă face acolo? Da. Da. Știm cine Ciuri? Este. Este Ciuri, man. Știi că am avut un TikTok în care avea în congelator deodorantul, parfumul și zicea că o să facă o ciorbă din niște mazăre cu ceva chestii. Așa? Cu salam. Asta e. Omul am descoperit că îi place să facă ciorbe din orice. Din ia salam, stop, fierbe numai... salam, fierbe... Ai. Da. Fierbe salam? Fierbe salam, face ciorbă de salam. Eu nu-mi dau seama, adică... Tu dai seama ce nenorociri se făceau în familie dacă... Nimic, ăsta... nu cred că se... Nu e, cred că cum a auzit el din povestite mâncare. Deci nu așa și imaginează. Nu, cred că așa... nu se făcea nimic, cred că asta era, deci asta era și problema. Deci în capul lui... Nu, el n-are o reprezentare de mâncare. Deci în capul lui, dacă eu îi zic acum, Petrișor, fă-mi ceva de mâncare, în capul lui asta... E ce-și aduce aminte, că am auzit eu, știi, că se pune că și se din fierbe, aia, că se, da, se fierbe, se, dar e pare că nu s-a luat contactul cu mâncarea până la o vârstă înaintată, cumva. Mamă, adică așa mi se pare. Ia uite cum dă drumul la mazărea, nici nu pică, ia uite, a picat acum. Da, poza asta e foarte bună. E primăvară în cimitir. Da. Păi verde ca mazărea aia. Da. Super, super. Mi-ar plăcea să-l văd pe Petrișor, cum îi zice, în juriu la șefi acum, dacă tot au plecat, să vină Adelin. Așa. Ce se întâmplă aici? Panoramic 360. Ai, și cu reclamă. Da, mă, îți dai seama. Și e Cosmina cu Petrica. Și doamnele astea sunt, cum îi zice, doamnele astea sunt puse pe platformă aici. A fost prima dată oglinda inteligentă, mai știi despre ce e vorba? Magic Mirror, da, alea care umblau peste tot. E, între timp s-a spart oglinda și a apărut platforma asta care e peste tot.
și toată lumea își cumpără de la diferiți producători și merg cu ele pe la petreceri și e mare șmecherie cu ele. Ce e Magic Mirror? Eu nu știu. Magic Mirror, nu știi, e o oglindă în care în fața căreia te puneai, îți selectai un background și îți făcea poză. Un fel de green screen, dacă vrei, de unde te poza printr-o felul de ipostaze. Da, și aici e... Asta e marea modă acum cu astea. Da, da. Să nu te zici, mă, de photoboot alea? Nu photoboot, boss, e Magic Mirror. Magic Mirror. Da, și doamnele, na, mă gândesc că... Și asta cum se numește? Pare că s-au distrat. 360 panoramic, nu știu ce. Asta n-are un nume dintre asta mai elegant, știi? Asta e, se învârte. Asta e. Doamna mai înaltă pare mai stresată. Asta e, da, mai pe, aia e mai pe vibe cealaltă. E posibil ca doamna în batic verde să fie și consumat un pic. Cred mai că mult. Se dă rachiu înainte. Cred asta, că vreau să zic. Asta vreau să zic. Cred că cineva a consumat și altcineva nu a consumat. Doamna cred că e cu căruța. A, sau asta, stai mă, că asta e la o nuntă probabil, da, undeva. Da, asta e la, da, o nuntă și l-a invitat pe, da, mama e. Da, 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 da. Așa, asta te primi cu ea pe la nunți și faci bani, da, cu ea pe la nunți? Da, da, da. Asta e șmecheria, că primești un video dintre ăsta în care se învârte în jurul tău. Da, și faci tot felul de fețe. Vezi că aici îți dă slow-mo. Să faci tu jumbuș lucruri și chestii. Panoramic 360 video booth. Așa. Hai să le lăsăm în spate pe doamna Cosmina și Petrica și să mergem mai departe la acest clip extraordinar. Ia să-i dăm și play. În spate nu prea putem să le lăsăm, că 360, da? A, da, corect. Eu te numeam ales bine cuvintele. Hai să vedem. Și jumătate de euro mai bogat. O nouă aplicație a unui dezvoltat. Tor popular a fost lansată săptămâna trecută. Lazar Otaru a așteptat cu nerăbdare lansarea acesteia și a făcut peste 1 milion de euro în primele zile. Lazar a descărcat aplicația, a făcut un depozit de 20 de euro și atunci viața lui s-a schimbat radical. După ce a câștigat 20.000 de euro în doar câteva ore de joc, lui Lazar nu i-a venit să creadă ochilor și și-a transferat imediat câștigurile în contul său bancar. Dar Lazar nu s-a oprit aici și a continuat să joace. 3 zile mai târziu, a câștigat un jackpot de 2 milioane de euro. Lazar a renunțat la locul de muncă și acum călătorește prin lume împreună cu familia sa. El le-a spus deja tuturor prietenilor săi despre aplicație și continuă să joace, deoarece dezvoltatorii jocului susțin că șansele de câștig cresc cu 90% doar până la sfârșitul acestei luni. Cum este să te trezești peste noi? Dai fără sunet. Felicitări, Lazar! Da, ai observat că de fiecare dată are alt nume. Prima major dată e Lazar, după aia Lazar și după aia Lazar. Dar e ăla Major Lazar? Nu-mi dau seama, nu știu cine e. Da. Nu e Major Lazar? Mă gândesc. Că bănuiesc că e Major dacă are voie să... Dacă are voie să joace și poate să conducă, e Major Lazar. Major Lazar. Bă, frate, bă, ce au ajuns. Deci ce s-a întâmplat de fapt aici? Adică ce s-a întâmplat de fapt? Ei au luat o știre de la ProTV. Da. În care e acest... Da. În știrea de la ProTV. Da? Da. Footage-ul ăsta cu ăsta care se duce prin locurile astea, da? Da. Ăsta s-a dat la TV, nu? Da. Dar ăsta e altcineva. Ăsta e altcineva, nu e Lazar. Nu e. Nu e Lazar. Cel mai probabil nu e Lazar. Nu. Da? Și Lazar a făcut bani din... Din ceva, dar nu știm dar exact ce. Dar ce? Că asta e problema. Adică problema este ce mi se naște mie. A, stai că sunt niște bile pe spate. Nu-mi dau seama asta, adică... Nu nu-mi dau seama unde este inserat. Există ceva video inserat de cei care au făcut. Că e clar că... Aia mă gândesc. E operațiune indiană, chinezească. Aia mă gândesc, da. Adică videoclipul este de pe contul Giggle Compass 67, e clar. Sau locală, mă rog, da. În care cineva promovează un joc unde te îmbogățești sigur. Deci eu aș prima săptămână un milion, da, 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 a doua săptămână niște bani, că așa e prezentat. Aoleu. Adică pare că nici nu mai scrie cineva textele. A, nu, le generează aiul. Textele le generează, da, singur, nu? Ușit. Păi da. A, deci nu mai face nimeni nicio muncă, efectiv. Asta e... acum totul e generat, da, nu mai face nimeni nicio muncă. E un singur indian acum care doar îi dă indicații. Și trebuie și doar aia care sunt proști să bage în continuare, cam asta. Da, da, da. Ia de să vedem. Că eu asta nu înțeleg. Ia dă-i play. Dă-i cu sunet.
Vrem cu sună, da? Lazar Rotaru a așteptat cu nerăbdare lansarea acesteia și a făcut peste 1.000.000 de euro în primele zile. Lazar a descărcat aplicația, a făcut un depozit de 20 de euro și atunci viața lui s-a schimbat radical. După ce a câștigat 20.000 de euro în doar câteva ore de joc... Astea sunt inserate, nu? Da, da. Bucata asta. Da. Astea cu jucatul. Da. Ok. Dor nu i-a venit să creadă ochilor și și-a transferat imediat câștigurile în contul său bancar. Dar Lazar nu s-a oprit aici și a continuat să joace. Trei zile mai târziu, a câștigat un jackpot de 2 milioane... Un jackpot. Un jackpot. Da, nu e cum ziceți voi. Tot ce vezi acolo în spate, alea sunt băgate, toate clipurile. Doar burtiera aia e, da, e PNG da. Pusă și nici textul e băgat tot de ei, să știi. Păi da. A, totul e băgat. Tot e băgat de ei, mă, adică, la de prima parte cu femeia aia, restul... Adică Lazar n-a avut niciodată, a? El ăsta poate cred că e un YouTuber ceva sau un... Ia dă înapoi, dă... Nu, pot, nu putem da înapoi, trebuie să... Hai să lăsăm să curgă până ce, așa cât mai vorbim noi. Da, deci... da, mă, cred că e un YouTuber ceva, pare că e... bine, pe cealaltă parte pare că a bătut atât de mulți oameni cât are mulți bani. Știi? Asta mi se pare că... Ia dă bucata asta. Peste noapte cu peste 2 milioane și jumătate de euro mai bogat. Da, mă, și gata, și de aici nu mai e nimic. Poate să fie o reclamă, da, la Loto. Da, era de la Loto aia. De la Loto, da. Da, deci clar asta s-a întâmplat. Și băieții au păstrat burtiera și a scris cu chestii. Dar mie-mi place, băi, cum, mie-mi place cum le despică Tudor așa, de ea. Bă, cred că i-a schimbat la puțin vocea. Ba nu, i-a luat, da, puțin, nu, de, nu, și fața. Ba nu, uite, ăsta, clipul ăsta e băgat. Ba nu, au modificat o literă. Pula mea, tot. Tot e modificat, Tudor. Așa se gândești mereu. Am înțeles. Gata, ne-am rămânit. Bă, frate. Deci, nu faceți asta. Dacă, da. Adică dacă e nevoie să spunem... Am avut un encounter în care a trebuit să caut niște tutoriale despre un install de Windows, că aveam o problemă pe parcurs. Și bineînțeles că n-am rezolvat-o decât cu niște indieni. Și gluma mea a fost că, ca să te schemuiască, mai întâi trebuie să te învețe să instalezi Windows-ul și după aia... Îți instalează și... Am înțeles. Alea, știi? Deci trebuie să te înveți. Trebuie să te înveți să instalezi Windows-ul ca după aia să te poată schemui. Adică, na. Da. Hai să vedem. Stai că trebuie să avem sunet. Stai un pic că l-avem. Asta e adevăratul Lazar. Este mândria Sucevii, practic. Da. Domnul Ștefan Mandachi, în care vorbește despre huse de telefon. O mare privire aia, bro, dă-i play. O mare privire asta, zici că își citește singur mințile. Zici că el lui își citește. El lui își citește mințile. Hai să vedem. Husa de la telefon ar putea să aibă un impact negativ asupra minții tale de antreprenor, asupra minții tale de milionar. Este un simbol al fricii. Iar tu când vrei să scalezi business-ul, ai nevoie de frică, mi-este foarte frică să nu se spargă acest telefon. Oare dacă se sparge, voi mai avea bani să cumpăr unul nou? Dacă nu voi fi capabil să generez atâta abundență, atâția bani din care să cheltui pentru un nou telefon, ce este hus atunci? Nu este dorința copilului interior din tine speriat și ce-ți repede acel copil interior? Nu sunt suficient, nu sunt suficient, nu sunt suficient. Ai nevoie de mine, pentru că dacă mă dai jos, spuse husa, pierzi controlul. Băi, deci lasă să meargă. Da, fără sunet. Băi, deci ăsta se duce singur la magazin, își ia apă ăstea. A? Nu știu, nu am... Se încalță dimineața, se încalță cu șosete. Face toate lucrurile astea, adică se spală pe dinți. Își face patul neapărat. Își face patul, da, i-a zis Jordan Peterson să-și facă. Băi, frate, dar... Bă, omul e de Lulu. Ăsta e de la motivațional, nu? A ajuns să fie motivațional. Adică a luat-o pe drumul lui Donca, a lui toți ăștia. Și ce? Cel puțin, și el ce face? Ce activități? Nu m-am interesat. Nu știu să... Gata, mi-a deschis interesul. Deci nu știu dacă promovează. O să mă interesez să văd exact ce... Omul a avut Spartan. L-a vândut. Așa. A început cu imobiliare, cu blocuri și chestii. Ăsta e ăla care a făcut și metrul ăla de autostradă? Da. Ăla e, nu? Da, da, și care știi că a făcut Silviu German un voiceover peste clipul lui?
Mandachi a vrut să-l dea în judecată, sau cred că l-a dat în judecată, că gen și-a bătut joc. Băia, îți dai seama ce... Nu, e într-o psihoză, e în... Bă, da, 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 clar. E... Dar cum, bă, frate, cum ajungi? Adică dacă ești antreprenor, deci dacă ești antreprenor, bine în regulă, adică dacă dai gen 7000 de lei pe un telefon, dă la morții să se spargă, îl schimbi de câte ori e nevoie. Ce, ce contează? Ce contează 7000 de lei sau 6000 de lei? Poți să-i cheltui în continuu pe aia. Mereu trebuie să ai pregătiți între 10.000 și 20.000 de euro. Exact. Ca să repar lucruri, știi? De ce să mai... Dar nici cauciucurile de iarnă. Dă-le în pula mea, pune-le toate, poartă-le exact, și vara. Exact. Gen, sunt o protecție. Sunt exact. Mintea ta de copil. Exact. E în anvelopa aia de iarnă. Exact, da. Chiar pe bune, ce rost are? Bă, de ce... Mergi cu patinele, ți-ai luat patine. Ți-ai luat patine pentru patinoar. Tu știai... Ți-ai luat patine, te-ai dus la patinoar, te-ai dat o patinoar. Du-te cu el acasă în călțatele morților. Ce dacă se toșesc? Ieși în oraș, du-te, dansează cu ele. Exact, ții altele, ce? Denis, tu știai că casca de motociclist este o nesiguranță a copilului tău? De ce, mă, de ce poartă toți motocicliștii cască de protecție? Mergi, bă, boss, cu 240, că doar ce? N-ai bani să mergi la spital? Să te repari? Exact. Cum adică? Exact, ți-e frică? Da. Stai așa un pic. Până la capăt. Stai așa un pic, cum exact, adică? O singură șansă ai în viață. Pentru ce... Dacă nu o valorifici, ce o să faci? Pentru ce husă de telefon, Tudorică? Stai un pic așa de vă udați așa toți imediat. Dar repede... el de ce se îmbracă, mă? Exact, de ce te îmbraci? Da. De ce e frică? De ce ți-e frică? E o nesiguranță. Nu suntem oameni toți? Exact. Așa și... Dar și ce... N-ai lăsat jos frâna de bună complet la mașină? Da. Trage greu? Exact. Dar mergi până la destin. Și oricum bănuiesc că hotelul lui e la roșu, adică n-are fațadă, n-are nimic, n-are nu-i tencuit. Ba da. N-are geamuri. Păi cum, mă, ce, își protejează pereții? Dar ce ți-e frică? Nu, dar n-are geamuri. Ce ți-e... Stai, mă, stai că am mușcat-o. Ți-e frică? Ți-e frică că o să consumi mai multă căldură? Da, exact. Ți-e frică de facturi mari? Stai cu geamurile. Dar ce-ți trebuie geamuri iarna? Exact. Ce, dacă îți merge suficient de bine, dai drumul la căldură mai tare. Exact. Nu există... Unde e mentalitatea ta de antreprenor? Nu există geamuri, e doar frica de frig. Nu poți genera destul abundență? Să îți acoperi cheltuielile? Cum adică? E bine, asta e atitudinea. Asta e atitudinea. De ce pula mea să ai grijă de lucrurile tale? Asta e viziunea de antreprenor. Asta se știe, frate, exact. Se știe că pe toți mari antreprenori, pe Gates, pe toți ăștia, li se rupea pula de lucrurile lor. Își așa o mașină descuiată în intersecție. Exact. Se enervau, călcau telefoanele în picioare, își luau altele. Bă, dacă ai bani, nu înseamnă că... Spărgeau banii pe toate, da, exact. Pe toate retardismele, da. Adică dacă ai bani, asta nu înseamnă că trebuie să și cumperi la săptămână tot. Da, frate, de... mașina descuiată trebuie să o lași, exact, pentru ce? Exact. Pentru da, ce da, trebuie? Da, exact. Nu trebuie. Casa descuiată. Păi e doar frica de hoți, exact, atâta. Exact. E doar frica de a fi furat. Exact. Păi ce, nu ai bani? Păi ce, nu ești atent? Nu. Păi te duc la trebuie să fii geană, mă! Trebuie să te nu uiți. Generezi destulă atenție? Ce, dormi? Da, dormi? Exact. Stai în pula mea și uite-te păzește, la ușă. Păzește. Nu mai pune ușă, te uiți pe uite-te trepuhul de omor zi. Fă-ți casa lungă dintr-o bucată. Dar ce-ți trebuie? Îți trebuie casă? Ține lucrurile pe stradă. Exact. O casă, exact. Ce e? O convenție. Exact. E frica ta, trebuie să gândești outside the box. De ce să trăiești inside the box? Exact, te ții acolo între patru pereți. Ce? Care e nesiguranța? Vrei să te simți protejat de niște pereți? Deci patru camere poți avea și în parcul 5.000 până la urmă. Bineînțeles. De ce să nu ai o cameră mare? De ce să nu locuiești la rațe? Aoleu. Un antreprenor și face bani și la rațe. Stai la păuri acolo, parcă. Bă, ce am ajuns, mă, frate. Dă o mai. Dacă mă dai jos, spuse husa, pierzi controlul. Hai că asta merită un suflat de muci. Pierzi controlul, boss. Da, eu nu o să bag eu freestyle acum. Eu o să continui cu husa. Eu am husă UAG dintre aia care
care zice că e cea, nu zice că e cea mai bună aia, nu că e cea mai strong, că e cea mai tare. Da. E, vă dați seama cât de terminat sunt eu? Dacă e, pierd controlul, dar deci dacă eu dacă las husa jos, încep să mă cac pe mine, să vomit pe ochi. Da, nu e, e nasol, e nasol. Și eu am, uite, și eu am. Să mor de da. Numai ia una după ce am văzut asta, mai pun una de-al dracu. O, da, da, să o pună peste asta. Îl înfășor în folie de aia de mâncare. Exact. Să poți să pune, știi aia care lasă folia, știi? Da, da. Aia care e la polul opus. Aia care lasă celofanul pe canapea. Da. Mamă, deci, ăla pe telecomandă, hai că mai treacă. E la limită, dar celofanul pe canapea. Aia e, da. Da, e semn de sărăcie, îmi pare rău. Ăla chiar este, adică ăla gen, da, ai ajuns la cineva, are celofanul, a, ești sărac. Da, pare doamne, rău. Doamne, sărac sau bolnav mental, adică poate să mai fie și varianta B. Da. Poți să ai și o boală. Da, da, da. Poate îți place cum scârție și cum alunești pe ea, nu știu. Da, aia cu, aia cu, și pe canapea, adică să fii tu în contact cu, cu celofanul. Da, 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 da. Da, scoate-ți husa, scoate-ți husa de pe telefon. Da, următorul episod, episodul următor o să fie full, fără husă, poate o să ne simțim... Gata, mă, gata! O să reușim, Baboiaș! Uite, o să reușim! O mărție, am aruncat și husa, gata! O să reușim! Stai, mă, stai! Nu arunca, nu-ți... Gata, gata! Ia, așa, hai gata. Să facem fără... Gata, nu mai încuiem, la noapte nu mai încuiem la studio aici. Da. Nu mai încuiem, lăsăm luminile aprinse. Da, mă, dă-i, mă, bani de lumină, lasă-i, mă, dă-i morților. Dacă n-avem bani să mai luăm studioul ăsta încă o dată mâine, exact, ce exact, ne facem? Exact, ce vorbim? Televizorul ăsta? Cine, da, îl murdărim? Cumpărăm altul din nou. Cum adică? Da. Trebuie să ne... Gata. Hai, ia dă-mă foc, gata, ia dă. Ce, nu-ți permiți? Cum adică? Unde e? Mai ăla de Zippo, gazul ăla de Zippo? Ia dă-ți dau pe cărți ăstea pe aici. Bă, asta fi tare să termine lorii pe cu cu plată o placă. Și să se, să se topească ceva, un filtru de pe cameră, știi, să, să ne scurge așa, ar fi extraordinar. Așa, hai să mergem mai departe. Aoleu. Hai să ne liniștească. Dă-i cum vrei. Nebunesc. Deci eu nu sunt politician, nu înțeleg. Hai că nu e politician. Cosmin Olăroiu. Yes. Așa. Deci nebunesc. Deci eu nu sunt politician, nu înțeleg nimic și nici nu vreau să înțeleg din politica asta. Dar ce înseamnă comunitate? Deci toată lumea spune, comunitatea europeană ne-a interzis, comunitatea europeană ne obligă să facem. Comunitate... Dar ce ne dă nouă comunitatea europeană? Oho. Foarte, mult, foarte mulți bani, foarte multe investiții și o deschidere pe care n-am fi avut-o probabil fără să fim în UE în ultimii 15 ani. Sunt niște dau lucruri pe foarte care multe le zeci de miliarde. Înapoi. Nu, invers, raportul invers, credem. Deocamdată. Până acum, până deocamdată. Acum, pe cifre, am primit de trei ori mai mult decât deocamdată, am returnat va și fără... un moment în care se va plăti un preț. Se poate. Și lucruri că, care cred eu că nu-l vom plăti noi și îl vom plăti copiii sau copiii copilor. Deci asta mi se pare desktop. Deci asta o să fac un pic de breakdown pe asta. Asta mi se pare prostul perfect, boss. Da. Deci este exact prostul român. Da. Bă, efectiv trece prin toate etapele. E aproape impresionant. Deci este aproape ca la, ca la gimnastică. Știi, da, când vezi, da, face tulupurile alea, știi, și la final aterizează. Deci perfect. Deci perfect, bă, Nadia, pula mea, 10 direct. 10. Deci 10, deci prostovanul prostovanilor. Dar la final a închis-o bine, nu, cu copiii, că o să plătească copiii copiilor. Să, deci prostovanul prostovanilor, hai să dăm de la început. Deci. Așa, stai să. De refresh, hai să dăm de la început, ca să facem bine. Comunitatea. Eu când aud de comunitatea UE asta, așa dai. Mai de o dată, cu sunetul, de la început. Așa. Așa, ia. Eu când aud de comunitatea asta, așa. Deci nebunesc. Deci eu nu sunt politician, nu înțeleg nimic și nici nu vreau să înțeleg. Stop. Nu vreau să înțeleg. Deci el nu vrea să înțeleagă, nu înțelege nimic. Da, și dă cu părerea. Da, și el când aude de comunitatea asta despre care nu înțelege nimic, își deci acest lucru pe care nu înțelege, el înnebunește. Da. Deci el înnebunește, dar înnebunește de la ceva ce nu înțelege și el singur admite că nu înțelege. Dă mai departe. În politica asta. Dar ce înseamnă comunitate? Deci toată lumea spune, comunitatea europeană ne-a interzis, comunitatea europeană... Stop.
După care se dă într-o chestie super vagă. Toată lumea spune, care toată lumea? Nu știu, n-am auzit. Da. N-a venit Gicu la mine, zică, bă, Tudorică, vezi că ne-a interzis comunitatea să mai fumăm aici la podcast. Da. Sau Denis să zică, bă, vezi că ne-a interzis comunitatea europeană să purtăm huze la telefon. Da. Care toată lumea asta eu toată zice. Capul lui, toată lumea e un om. Uniunea Europeană ne-a interzis, ne obligă să facem. Da, în principiu, Uniunea Europeană până acum lucrurile pentru care ne-a luat amenzi și pe care le-a interzis, au fost lucruri de astea, gen să nu mai dăm foc la gunoi. Da. Să, gen, nu și știu, respectăm, da. Nu-i mai mănânce gândacii pe pușcăriași. Da, exact, să nu-i mai mănânce pe pușcăriași gândacii. Da. Să nu mai avem WC-uri în curți. Exact. Să fose dintre alea care picau copiii la școală încăcat. Să da, nu mai furăm bani europeni. Exact, exact. Să dăm cumva socoteală pentru banii publici care se cheltuie. Și toate astea la schimb cu faptul că putem să umblăm fără să trebuiască să ne luăm vize. Da. Putem să mergem oriunde, putem să cumpărăm lucruri din spate. În fine, multe, multe beneficii în care nu intrăm. Păi oricum, asta nu-l interesează, oricum nu știe. Uniunea Europeană îl mănâncă pe el, mă, pe Olăroiul, mănâncă Uniunea Europeană. Un om care, dacă nu era fotbal, ar fi fost ceva, nu știu, magazioner undeva, nu-mi dau seama, dar ceva nemulțos, ar fi fost taximetrist cel mai probabil. Eu îmi imaginez că ar fi avut tarabă în metrou, dar pe alea pe care le-a dărâmat după aia, știi, când s-a făcut reforma aia. Da, ia dăm de mai departe. Ne obligă să facem comunitate, dar ce ne dă nouă comunitatea europeană? Oho. Foarte mulți bani. Stop, și îmi place că îl învață cum stau lucrurile băiatul ăla de la Incredibles, ești nebun din gestie. Johnny. E ăla care ăla care repede. Deci exact băiatul ăla de la Incredibles. Nu mă, stai așa că mi se pare că seamănă mai tare cu aia din Incredible Force. Despre aia vorbești. Da, mă. Dar nu sunt prăjitor. Din Incredible se numește, Johnny, nu? Era, nu? Johnny, da. Johnny, așa, da. Și da. O deschidere pe care n-am fi avut-o probabil fără. Dar nu-l crede, pare că nu-l crede. Nu, stai așa. În ultimii 15 ani sunt niște le dau lucruri pe foarte care multe zeci de stop. Și acum, prostul, că întotdeauna încearcă asta, în loc să admită, bă, poate nu știu eu, o să mă mai verific. El spune că nu. Sau poate că nu sunt cea mai mare autoritate, dar eu am impresia că UE nu e așa mare combinație. Putea să o închid aici. Da. Nu, o dă la întors ca să aibă dreptate, că prostul e să aibă dreptate la finalul zilei, trebuie să aibă dreptate prostul, neapărat, că n-are cum altfel dacă nu rămâne. Și spune, domne, nu că ce primim de la ei o să ne ia înapoi înzecit. Și ăsta zice, nu, ia de înapoi. Nu, invers, raportul invers, credem. Deocamdată. Până acum. Așa. Bă, și după ce ăsta zice, nu, că raportul chiar e invers, că poți să uiți exact pe cât contribuim versus câți bani încasăm, că e panorează niște date publice. Nu e că ni se pare, știi? Bă, mi se pare că pe asta de din să-mi bat pula avea mai mult în ea ieri. Eu cred că au venit ea de la UE. Deci ne-au scurtat-o. Ne-au tras din ea. Da, frate, uite, lumina se oprea la 10, era să obligă la 9, știi? Nu... Uh-huh. Deci ideea de bază e că la final tot trebuie să aibă dreptate. Deci el trebuie să o întoarcă în așa fel încât, chiar dacă habar n-are despre ce vorbește, trebuie să aibă dreptate. Că știe el că va veni un moment când se va plăti un preț copiii noștri. Că știe el în viitor și poate să estimeze ce se întâmplă, vorbind despre un subiect despre care admite acum că nu știe nimic. Deci este... Nici nu-l interesează să știe. Bă, și asta e super reprezentativă pentru prostia națională, boss. Da. Oameni revoltați pe lucruri pe care habar n-au, nu le cunosc. Nu le stăpânesc. Nu le stăpânesc deloc. Și despre care vorbesc cumva cu frică și frustrare și supărare degeaba. În condițiile în care problemele reale... Sunt aici, problemele reale sunt fix aici, nu sunt... Da. Bine, hai să vedem și ultimul înainte de TikTok. Aoleo. Gata. Hai. Dă-i. Dar uite ce e în spate, uite ce e în asistență acolo. Nu zic că... Nu vreau să... Vorbesc rasist, ca să spun așa, dar pare rău, pare că... Dar ia uite-l, ai intrat nebunia în el. Da, nu, sunt droguri nasoale, sărăcie, sfârșitul lumii. Cu copilul ăsta ce a avut, mă, frate? Dar nu știu dacă e copil, s-ar putea să fie un pitic, nu știu, e... L-a prins,
Stă că l-a prins pe unul dintre ei acum când i-a dat nebunia lui Major Lazor, l-a prins pe ăsta, ia uite-l. E Major Lazor ăsta. Oh. După ce a făcut banii, s-a făcut DJ. Din aplicația. De la jocul ăla. De la jocul ăla. Auzi, mă, dar ce sculă e asta, Denis? E o sculă ceva sau e... Este? E o sculă legit? Adică nu e gen... Păi nu, vezi că e consolă de la ăstea, de la Pioneer, de la CDJ-ul. A, deci e the doar shit. Că e făcută în consolă, da, vezi că e the shit. E pe fonduri. E pe fonduri și o să vină copilul, o să plătesc. Uite, deja plătesc. Copilul deja de, copilul de trei ori. Înzecit plătește. Ia uite-l. Tu și... pentru ce plătești? E, învârtea ta. Și în spate acolo Andrei. Pare să fie o Africă din aia... Da. Grea. Africă grea în spate. Și cu toate astea el reușește să-și facă visul. Că asta e. E povestea unui da, general, underdog. De loc unde totul e bătătură. Da, totul e denivelat. Da. Doamne, ia uite și cablurile astea pe aici, pe jos. Frumos. Droguri nasoale. N-am să vă mint, cam ciudat că se aude ceva din chestia aia, pentru că el are ambele volume sus și are... Dar dă-i cu sunet. Miau, miau, miau. Păi da, mi se pare ciudat că gen el are fader-ul dat în dreapta, adică să se audă canalul din dreapta. Și se audă la din stânga, nu știu care e combinația. Păi le are invers, e ca la... Le are ca la ruși, ca la avion. Doamne, dacă ferici. Tragi în sus, se duce în jos și invers. Le are inversate. Zici că are alte setări, mă, joacă cu alte setări. Dar pare că nu are niciun cablu băgat în afară de căști. Asta e. Adică văd un cablu. E aprinsă, pula mea. Chiar da, e ia uite că nu se... Nu are cablu, uite acolo jos. Da, 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 și aici. Haide, dă-i mai departe. Hai să mergem la TikTok. Hai. Încă o vedetă de televiziune distrusă de droguri și alcool. Bă, de ce? În ce context ai o pisică? Da? Ce s-a întâmplat cu pisica asta? Ce? Bă, și de-aia asta e Rozola Barbie, care nu mai există? Da, da, da. Ce e? Ce? Umblă sălbatic așa? O vopsit-o, boss. Bă, nu e nimic mai rău, mă, frate. Decât să vopsești de animale. Animale, mă, să le faci freze de alea, să-i faci pe câini zebră și tu ai văzut toate atrocitățile alea. Bă, e rău, mă, frate, rău, rău. E bine rău. Totuși că o găsești ușor dacă o pierzi. Plus că... Nu? A, da, măcar atât. Că, bă, una e să găsești o pisică albă și una e să găsești o pisică roz. Dar faza e că oamenii au pisică roz în condițiile în care iau-te sus acolo... Pare că e rău. E după uragan. Pare să fie în drum spre DJ setul ăla dinainte. Da, da. Deci, exact. Pare că se duc la petrecere la ăla. Exact, boss, deci, adică pare același univers. Bă, să vezi o pisică așa bine hrănită și roz? Da. În contextul ăsta? Da. Bă, aia e pisică ceva de mafiot, e pisica aia. Da. Că sigur e ceva care stă numai pe în brațe. Știi că e aia cu cocaină roz, știi că acum cocaina roz e la modă? Da, nu știam. Așa, nu știai? Și cum se face roz? Nu, că nu e cocaină roz, de fapt. Ah, doar așa se zice. Nu. Mă gândeam că... Nu, n-are nicio legătură, de fapt. Îi zic ăștia cocaină roz, de fapt este o altă substanță mult mai nasoală, mai ieftină, care te ucide mai repede. Aoleo, am înțeles. E genul ăla de chestie. Așa e și asta, pantera roz. Cum e aia cocaina roz și asta e pantera roz. Dar are și la gât, vezi, că are bijuterii. Are bijuterii la gât. Ai zis bine, e de mafiot, de ceva, e de din ăla care ridică așa mâna. De pimp, așa? Da, 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 exact. Pare că este de sub parpalacul ăla cu baston cu blană. Dă-i play. Hai să trecem mai departe. Aoleu. Descente à destination de Los Angeles. Merci de bien regagner votre siège et de vous attacher. E ceva aparte la clipul ăsta. Bă, da, în primul rând are voce, e vocea aia. E vocea aia, bro. E da, da. E exact. Vocea aia. Mamă, e ce e. Ia. De Los Angeles. Merci de bien regagner votre siège et de vous attacher.
De fapt, așa se înregistrează vocea aia, așa se face o dată pe an, îl duc pe ăsta, îi dau niște droguri ciudate, îl bag în câmp și îl pun să dea toate vocile pentru pilot. Exact. Într-o Toyota de asta ciudată sau ce o fi mașina asta? E la francez, mă, la francez e cumva o virtute să ai mașină de căcat. Da, știu. La francez nu e, la francez este, trebuie să dai minimum acceptabil pe mașină, nu maximum acceptabil. Da. Și să fie cât mai grea de întreținut. Să fie, să o poți întreține cât mai greu, reparațiile să fie cât mai costisitoare și mai proaste, la modul că dacă vrei să schimbi un filtru, să dai motorul jos, trebuie să fie din astea. Ai văzut noile Peugeot-uri, cum arată bordul și interiorul? Ai un volan care este cât o... știi volanul de la Wii? Volanul ăla de la Wii care era fix atât? Conduci cu o mână așa? Da, așa e volanul. Și e volanul, e foarte jos, adică dacă... E jos și mic. Dacă volanul ăla e așa, de obicei, da? Acum e jos, e mititel, stai așa. Și bordul așa. E mai sus de volan. Și e destul de sus încât să fie acoperit, turometru și vitezometru, să fie acoperit de covrigul de la volan. Știi de la ce? Așa. De la volan. Hai, deci nu vezi nimic. Nimic. Deci ești într-o poziție foarte incomodă de condus și nici nu vezi nimic. Și se aude ceva, îți povestește? Nu, trebuie să faci tu un pic. Trebuie să te lași un pic, a? Da. Am înțeles. Trebuie să faci tu așa. Ca să... Mamă, dar și ăsta pare mai miniaturizat, vezi? Da. Deci da. Pare totul foarte mic. Da. Și pare că stau undeva. Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente à destination de Los Angeles. Merci de bien regagner votre siège et de vous attacher. Da, e un trip aici. Da. S-a băgat ceva. Da, omul e straight face, adică nu schițează nimic. Da. Nu, e acolo, păi trebuie să pun avionul jos. Da. Normal, nu e? E ușor? Nu schițează, boss, nimic, niciun zâmbe, nimic. Continuă, iau, te pune la loc. Bă, extraordinar. Hai să-i mai dăm. Sorry about the squeaking. We're just hanging out, somebody answer some questions. This one asks, like... And as we ride to certain death, we trust our successors to do the same for us. Ce memă. Bă. Da, îi dă. Îi dă, boss, ia uite. Îi dă. Este, da, e hustle. Asta e. Da, o băgat din Attack on Titan. Sunt imaginile suprapuse. Recunosc anime-ul. Da. E de pe spectru această îndemânare și această. Bă, nu, cred că îi place. Copiii mici așa fac. Deci ăștia când sunt mici, da? Îmi place ceva, da. Se fixează pe... Da. Au fac power-up. Fac power-up, am mai văzut asta. Pare că e cel mai bun lucru inventat vreodată. Da, așa se... Nu, așa se fac. Da, dacă e până la capăt. Dacă le place ceva, s-a terminat. Pare că e cel mai bun lucru care poate exista. Îi dă până la capăt. Da. Bă, mema e extraordinară. Extraordinar. Dar de ce dă cu capul? De ce are copilul o casă de marcat în față? Adică, ce-i cu... Că e un restaurant unde ai niște locuri speciale unde copilul poate să se uite la desene animate pe o casă de marcat? Bă, nu dau sau pe un burlan e... cu ecran? E inuman de mare. E foarte mare ecranul și se aude ca și când a dat de un fier. Asta adică pare făcut din fier. Asta vreau, că pare prins în masă. Sau are o tabletă de fier pe care o cară cu ea. A dat de masă, de fapt? A dat de masă. Dar ce e cu oricum în continuare ecranul ăla... Ce e ăla? Nu-mi dau seama. Pare că de pe ăsta dai comandă sau ceva, dar e în mijlocul mesei. Nu-mi dau seama. Nu știu, frate, e la americani asta. Bă, n-au și ei un restaurant. Și pare că ceva au greșit deja pentru că se aprinde roșu la intermitent. Da, trebuie să-și oricum, comandă. Deja se află într-o urgență, deci când începe clipul, deja e ceva se întâmplă. Mamă, săracu copil. Dar cine filmează oare? Tatăl?
cred, niciodată. Alt copil. Dar nu se schițează nimic. Niciun râs, niciun sunet. Bă, cum sună totul, mă, frate, mă. Da, nu-mi dau seama, este un mister masa. Bă, și știi care e chestia asta? Că se întâmplă tuturor, știi, și așa mai departe. Știi asta cu copilul tău care dă cu capul? Da. Și cumva vorba de încurajare. Stai liniștit că se întâmplă tu. Da, frate, dar e vorba de frecvență. E foarte important. Una e să dea copilul tău cu capul între 5 și 10 dăți și alta e între 80 și 100. Chiar creierul ăla care a dat doar de 5 ori sigur se va descurca mai bine față de ăla care s-a dat de 90. Da, s-ar putea să... Apropo și de asta, domne, că ești foarte, ești prea grijuliu la copil. Bă, lasă-l să dea cu capul de asfalt. Bă, până la o anumită vârstă, da, e chiar important. Adică loviturile alea la cap se adună. Se adună și se plătește pentru ele. Adică nu e... Hai că am mai dat odată cu capul. Asta e... Nu. E bine să ai grijă să nu dea. Lasă-l că data viitoare nu mai dă. Bă, măcar atât ai dat, orezi. Dacă după aia oricum o să-l pui pe tablete și pe de-astea și o să te vezi cu el odată pe săptămână și o să-i dai ștafeta când pleci din casă. Îi dai aia, știi că asta ca la wrestling să că problema asta e dacă visul cumva al părinților este să plătească, să petreacă cât mai puțin timp cu copilul. Asta e și problema principală a societății, de fapt. Da. Oamenii nu vor să petreacă timp cu copilul. Dă mai în față. Hai. E însetată țestoasa. I know he looks like he wants to bite me, but I'm just saying that he's thirsty. He's so thirsty. Bă, dar broaștele astea țestoase sunt ale dracu' rău. Astea sunt snapping turtles. Da. Astea sunt ale satanice, da. Dar de ce te-ai fute, cum știi, why would you fuck with them, știi? De ce te-ai fute cu broaștele astea? Adică când vezi-o din asta, lasă-o, tu nu vezi că arată psihotic oricum? Da, nu e toate mințile, nu vezi, că, nu vezi că se uită cu un ochi, se uită la tine, cu altul se uită la un gândac. Dar deci... Se vede că nu e pe treaba ei broasca asta. Ai văzut cum arată o broască țestoasă normală? Da, așa, bolândă. Da, da, da. Așa... Că de fiecare dată când închide ochii, crezi că e pentru ultima oară, știi? Deschide iarăși. Parcă învie și moare fiecare clipire, știi? Exact. Asta nu vezi că nu și clipește, zici că e pe crec. Nu vezi, n-a clipit odată. Acum, îi toarnă apă în ochi, boss, și ploapele nu se închid. Și îi toarnă... Bă, câte animale pe lumea asta le toarnă apă pe ele pe și cap? Nu... Bă, și odată să se închidă măcar odată, nu, mă, da, să da, nu! Deci nu o pierde din vedere. Dar acum când s-a umflat, de ce n-a plecat? Știi acum, clar ce se întâmplă. Bineînțeles că știi. Deci broasca asta e pe scandal, boss. E clar, este un animal pe scandal. Nu poți să spui că arată de parcă o să mă muște, dar de fapt este sete. Nu, boss, vrea să te omoare. Da, și nici gardul ăla, nu-i genul de gard pe care să-l pui la o broască de genul ăsta, știi? Da, pare că îl mușcă odată și a sărit, a trecut de gardoare. Nu, doar a mușcat gardul, dacă nu, cumva, ia să vedem. Da. A mușcat gardul și s-a speriat și domnul, da, mă rog. Da, nasol, eu nu m-aș fute cu broaște. Bă, da. Le-aș lăsa chiar, adică, mă gândesc acum... Păi, dar nu-i creștinește totuși să-i dai o gură de apă. Aia mă gândeam. Bă, totuși. Hai să zicem că poate o fi fost însetată. Mă opresc să-i dau apă, risc să plece cu o bucată din mine acasă. Mai bine îi dai apă. Niște amenzi ca ăla. Și-o dai afară. Și-o dai afară. Bă, dai afară că e pădure privată. N-ai de unde să știi, n-ai cum să știi. Ce-a făcut broasca asta. Da. Dacă creștinește, să-i dai o gură de apă. Măcar să-i uzi ochii un pic. Pe față așa. Îi dădeam așa, ia, dă, pe da. Și plecam, știi? Îi lăsam sticla. Da. Descurcă ea. Îi lăsai sticla? Îi lăsam sticla. Că de-aia e snapping turtle. Păi aia e, să-și ia singură. Exact. Da, nu, e clar. Asta trebuia. So here's a few different ways we can finger A minor. Aoleu. I'm sorry, you fucking what, mate? Bă, da. A rămas asta, ha? A rămas asta și ăsta e ultimul. Nu te...
E inocent? E inocent băiatul? Finger și... a minor? Da, e inocent băiatul și nu... Păi altfel n-ai cum să spui. Sigur n-avem cum nu, să sigur spunem ai, altfel. Sigur ai cum să spui, de unde să știu că eu. Asta, că vorbești și eu ca Olăroi, eu acum n-am de unde să știu. Pula aia n-a făcut păi chitară. Da, oricum nu-ți pasă nu știu. Și nu vrei să știi. Adică asta mă gândesc, bă, chiar nu există vreo altă metodă. Alt mod de a spune? Să nu spunem chiar așa. Mușii, nu știu. Mi-e și frică să o zic. Nu știu. Mi-e și frică să o zic, că cine știe cum se... Da, și aia din Australia, știi că în Australia este, în Australia e locul cu cele mai multe grupuri de astea zi. De fingering? Nu. sau nu, ceilalți. Care nu de justițiari. Justițiari. De justițiari, da, care prind oameni care au comis. Justițiarul de Australia, cum ar veni. Da, care au comis acte de pedofilie sub diverse forme și aplică diverse corecții, mergându-se până la linșaj. Aha, am înțeles. Ceea ce poate ridica câteodată probleme, deoarece au fost mierliți cel puțin doi. Aia mă gândeam și da, adică fost, treaba asta cu execuție fără proces. Problema e când e omul nevinovat, că vezi tu ai sărit peste partea cu procesul. Da, așa e, așa e, așa e. Da, nu știu, una peste alta poate e mai bine. Habar n-am, că așa și justiția e făcută pe aceeași, pe același principiu. Da. Adică toate pedepsele care se dau, adică toate pedepsele din lege, cumva... Și legea e făcută luând în considerare că unii se vor duce pe degeaba. Există un procent care se duce pe degeaba. Da. Da, mereu a fost întrebarea dacă e mai bine cu justițiar sau fără? Da, dacă am avea nevoie de un Batman dintre ăsta care să... Problema da, problema e că unii și-au luat-o, de exemplu, cu femei care au spus că au fost abuzate sau ceva și au mințit și a apucat să se facă dreptate. Am înțeles. Da. E o întrebare de discutat. Da, dar la asta cu minorii oricum se schimbă și la noi legea. Se schimbă, da. Da. De-aia sunt și anunțurile alea cu... La TV. Bă, apropo de anunțurile alea, că tot stă la subiectul ăsta de căcat, că dacă tot ai vrut să terminăm cu subiectul ăsta de căcat. Chiar e necesară comunicarea chestiile astea cu violul de copii și căcaturi de astea gen în timpul zilei? Chiar e necesar când iau copilul de la școală să audă că violul, că relația sexuală între un minor de 16 ani sau când diferența de vârstă e mai mare de 5 ani, da. Și unul dintre cei implicați este minor? Zici și unul că... major? Da. E considerat viol? Adică e necesar să aud chestia asta? Adică nu putem cumva să segmentăm un pic? Și să nu puteți să-mi trimiteți în pana mea conform abonamentului. Știi ce zic? Trimitem două mesaje, bro, că da, nu mă supăr. Adică dăm două mesaje pe zi, frate. Ro alert, vezi că dacă e minor, minorul și ai peste și tu ești major ani, și e diferența mai mare de 5 ani, e considerat viol. Plus că și chestia asta, oricum nu e explicată ce înseamnă de fapt chestia aia. Și nimeni nu înțelege ce înseamnă aia. Eu pot să presupun doar ce înseamnă aia. Pot să presupun că dacă cineva are 15 ani și cineva are 20, sau nu, da, nu, cred că e vârsta de consimțământ, nu știu ce dracu e aia cu 16 ani, de fapt, nu? După 16 ani se consideră că ai consimțământ. Adică după 16 ani poți să spui că ai vrut tu. Da, exact. Aia e diferența. Exact. Adică, dacă, adică sub 15, cineva care are sub 5, dacă are 15 ani, să spunem, și e cu cineva major, da? 20, 21, da, ok, da. Nu poate să spună, adică chiar dacă spune bă, eu am vrut, nu contează, e tot viol. Da, pentru că nu e deplinătatea facultăților mentale, nu e okay. Încă conștiința. Asta e o chestie și mai aia cu diferența de 5 ani. Da. Care și aia nu știu exact ce presupune. Oricum, am înțeles că overall legile s-au înăsprit, ceea ce e foarte bine. E foarte dar bine uite, asta. Eu tot nu știu ce înseamnă aia cu 5 ani, chiar dacă am auzit la radio de nu știu câte ori chestia aia. Și jur dacă mai vreau, chiar nu mai vreau să audă, chiar nu mai vreau să mor eu, nu mai vreau să... Da, poate un discurs un pic mai verificat înainte ar fi fost mai ok. Mai verificat și n-ai cum să dai, nu poți dai drive time, până mai ții copilul de clasa 1-a, 2-a, 3-a, 4-a, 5-a și să audă în continuu că relația sexuală dintre o persoană sub 16 ani și un major este considerată viol. Și să audă asta, eventual să mai ai trebuiască să și mergi mult cu mașina, că căcat stai în trafic. Da, și o aude de, deci cred că să mor, deci n-a auzit-o de 4 ori, cel puțin, la un drum odată. Ca și întrebat, m-a întrebat și copilul, bă, dar mai pun ăștia chestia asta, da, adică am înțeles, e ok. Crezi că mă gândeam acum, crezi că au dat-o așa la liber, poate și
să le intre în cap copiilor, cumva, gen să știe și ei că când îi zici, nu știu. Cum ar putea să le intre în cap dacă n-au discernământ? Asta e, da, da, așa e. Așa adică, e, n-are cum să, da, n-are cum. Chiar adică, cumva ei nu sunt în target. Gen, cumva știi când... Da, dacă, adică e, e da, nu, da, nu zic da, că da, e bine, e. Nu e bine, dar dacă premiza e... Că n-ai discernământ sub 16 ani și cumva statul trebuie să se sesizeze, da. Că n-ai suficient discernământ și nu ești suficient de dezvoltat ca să iei decizia aia singur, înseamnă că mesajul spotului nu e pentru tine. Așa e, așa e, da, 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 nu, e, e fact. E fact. Da? Da, da, e rău, e rău. Da, da, oricum, cred că am avut talent mereu să comunicăm lucrurile astea. Prost. Prost. Prost, prost. Apropo de asta, o să mă interesez și eu să văd... Cuhuza? Nu, uitați-vă la, judecata de acum. N-am apucat să văd episodul, dar am văzut că au un episod Reiau. Vanghele, da. Uitați-vă la judecata de acum cu Vanghele, Ovidiu Vanghele, da, da. Și colegul lui, stai că vă zic și cum se numește, cum îl cheamă pe, pe coleg, Vlad, ia fost, să vedem dacă nimești. Mi-a fost profesor? Da, mi-a fost prof în semestru. Da? Da, 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 da. Da, a fost a fost nasol pentru noi că Vlad Stoicescu, gata. Stoicescu, așa, da. Am făcut o săptămână Vlad Stoicescu, Ovidiu Vanghele, uitați-vă, sunt emisiuni foarte bune în care se discută destul de concret ce se întâmplă. Da. Și cu niște informații concrete, nu ca Olăroiu, și pe oamenii aia îi interesează. Pe oamenii aia chiar îi interesează ce se da. Întâmplă și acolo o să vedeți da. Mai multe și despre legea asta, și am înțeles că ridică și niște probleme cu dosarele în curs și cu aplicarea. O să mă uit și eu la emisiunea asta și o să revenim la un moment dat. Dar da, da, că ce, că cumva se schimbă regulile pe parcursul jocului, nu? Asta. Păi pentru unii întotdeauna se întâmplă asta. Clar. Întotdeauna se întâmplă asta că da. Așa se schimbă legile. Adică întotdeauna se va întâmpla când se schimbă legea și când devine și mai ușoară și mai păi dură. Avem cel mai bun exemplu, a fost legea Anastasia, da, care a fost votată acum pe repede înainte. Ce asta? Legea prin care care a schimbat sentința pentru consumul de alcool și droguri la volan. Ah. În cazul 2 mai. A, da, fost, principiu... accelerată, a fost accelerată. Da. Punerea în vigoare a legii. În principiu nu prea ai cum să mai bei și să conduci. Bine, nu prea aveai nici înainte. Nu prea aveai nici înainte. Dar acum nu mai ai voie să, nici să te droghești și să conduci. Și când zic că nu mai ai voie să te droghești și să conduci, din ce înțeleg, da. Nu mai ai voie să te droghezi în general. Pentru că ăstea ies pe o perioadă lungă de timp. Adică nu mai poți nici măcar să te droghezi azi și să conduci răs pe mine. Da, nu se mai poate asta. Nu. Deci nu mai poți. Nu. Deci acum... La teste știu că iese cel puțin la testele indeed, sânge, cannabisul, de exemplu, iese la 2 săptămâni. După, și după 2 săptămâni încă poate să iasă. Da. Da, uite, vezi, dacă te interesezi un pic, afli, de exemplu, că nu consumul este interzis în România, ci deținutul. Adică dacă deținerea. Cumva ai putea să să consumi fără să deții. Da. Deținutul, deținutul da, mă, este deținutul. Da, deținerea este. Deci dacă ai putea să consumi fără să deții. Da. Dacă îți bagă cineva pe gât o pastilă, tu că ai consumat, tu nu pățești nimic. Pe bune? Da, bă. Deci dacă te droghează altcineva, da. Deci tu vrei să spui. Da. Că dacă ai om care te droghează, da. Cum ar fi să ai om care te droghează? Da. Exact. Vine unul și suflă fum în gură, îți bagă pastile da, pe gând. Da, da, da. Deci dacă vă prind... Ca la câine. Exact. Haide tu, Dorica, să ne simțim bine. Nu, nu vreau. Vreau să conduc. Asta a fost Lonely Fans. Da, am terminat pe droguri. Da, ca de obicei. Și pe subiectul ăsta. Aoleu, cum a rămas. Așa. Bine. Vă mulțumim, vă pupăm, să ne revedem sănătoși, fără răceli și muci. Da, ne vedem. Mulți muci. Ne vedem în episodul de membri. Vă pupăm, ne vedem la membri. Pa. Pa.